găsit, a venit vremea. În noiembrie anul acesta a fost publicat în revista Oxford Open Climate Change un studiu semnat de o echipă din care fac parte și specialiști de la NASA și Universitatea Columbia, printre care și James Hansen, unul dintre primii oameni de știință care au avertizat încă din anii 80 despre impactul gazelor cu efect de seră asupra încălzirii climei. Acest studiu avertizează că pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius va fi depășit în acest deceniu și cel de 2 grade înainte de 2050. Asta ar însemna că limitarea încălzirii la 1,5 grade Celsius, pentru care ne zbatem atâta, ar fi deja imposibil de atins. În cel mai recent raport, Organizația Meteorologică Mondială avertizează și ea că există o probabilitate de 66% ca temperaturile medii anuale din intervalul 2023-2027 să depășească 1,5 grade Celsius, cel puțin un an. Acest raport nu înseamnă că vom depăși permanent nivelul de 1,5 grade specificat în acordul de la Paris, care se referă la încălzirea pe termen lung, spune secretarul general al OMM. Totuși, Organizația Meteorologică Mondială trage un semnal de alarmă că depășirile temporare vor avea o frecvență tot mai mare. Despre climă și schimbări climatice, trecute, prezente și viitoare, voi vorbi astăzi cu doamna Roxana Bojariu, coordonatorul secției de climatologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Bună ziua! Bună ziua! Bun venit, doamna Bojariu! Mă încearcă așa, o recunosc, o nostalgie, pentru că mi-amintesc de primele noastre întâlniri, acum mai bine cred de 15 ani, când discuțiile despre schimbările climatice, despre încălzirea globală, erau foarte la început, așa, în spațiul nostru public, cel puțin, și toți cei preocupați de ei păreau niște zănateci panicari. Și încă se mai putea spera la acel moment că poate oamenii de știință se înșală. De câțiva ani încoace, însă, cred că este evident că schimbările climatice suntem contemporani cu ele, nu mai există vreun dubiu, palpabile, respirabile. Nu e frustrant, doamna Bojariu, așa, să vezi atât de clar cu ochii omului de știință niște lucruri care vor urma și să vezi atâta timp irosit? De când vă știu, nu v-ați epuizat răbdarea și încrederea? Cum da. A fost în toți anii ăștia până se devine evident pentru toată lumea? Da, e o problemă importantă aceasta de a încerca să duci știința în societate și în problema specifică a schimbării climei, evident că impacturile și rapiditatea cu care se produc schimbările înseamnă că această trecere în societatea cunoașterii științifice trebuie să fie și mai rapidă, dar evident să fie și foarte robustă, adică să fie validată, să fie verificată. Așa că, pe de o parte, e problema aceasta că ceea ce spui trebuie să fie foarte bine fundamentat științific, dar pe de altă parte ceea ce spui trebuie să ajungă la oameni și la decidenți, evident, dar decidenții până la urmă ascultă de oameni. Oamenii delegă puterea politicienilor și atunci e problema asta, cum să faci să vorbești în așa fel încât oamenii să te înțeleagă, să nu fii doar în acea comunitate a ta în care lucrurile sunt într-un limbaj specific, în care nu-ți pui problema asta a comunicării. Așa că e foarte greu pentru un expert în climă să facă acest transfer, dar e și o responsabilitate foarte mare pe care am simțit-o tot timpul. Și e într-adevăr, pe de altă parte, un pic trist că nu vezi, după atâta efort de comunicare din partea colegilor mei, colegii mei de pe toate meridianele, să vezi totuși că la nivel global se merge în direcția bună, dar se merge încet. Direcția e bună, dar ritmul ar trebui să fie mult mai mare, pentru că trăim în urgență climatică. Avem de a face cu amplificarea încălzirii globale. Înainte de a povesti cu doamna Bojariu bilanțurile climatice pentru 2023, vedem materialul pe care l-am pregătit pentru astăzi, pentru a lămuri care sunt diferențele dintre vreme și climă și unde anume se întâlnesc ele.
contextul accelerării încălzirii globale și schimbărilor climatice, este important să cunoaștem diferența dintre conceptele de vreme și climă pentru a putea înțelege legăturile de cauzalitate dintre anumite informații, care la prima vedere pot părea contradictorii. Vremea reflectă condițiile meteorologice pe termen scurt, temperatură, precipitații, umiditate, grad de înnorare, viteza vântului, ceață, radiații UV, măsurate la nivel local și regional și cu impact imediat asupra vieții de zi cu zi. Vremea este efemeră și poate trece prin schimbări rapide și imprevizibile, de la o zi la alta, uneori chiar de la o oră la alta. Clima se referă la valorile meteorologice medii pe o perioadă lungă de timp, de obicei de minimum 30 de ani, și vizează regiuni geografice extinse, oferind o perspectivă asupra tendințelor pe termen lung. Deși stabilă în timp, clima nu este nici de cum veșnic statică. În cei 4 miliarde de ani de existență, Pământul și-a schimbat clima de multe ori, trecând atât prin ere glaciare cât și prin ere de foc. Ultima eră glaciară, din cele cel puțin 4 din ultimii 500.000 de ani, s-a sfârșit acum 18.000 de ani. Cu excepția schimbărilor cauzate de erupții vulcanice și impacturi cosmice, clima se schimbă foarte încet și gradual, lăsând timp ființelor vii să migreze sau să se adapteze. În ultimii 10.000 de ani, spre exemplu, temperatura medie globală a oscilat cu doar 0,5 grade Celsius, oferind o stabilitate care a permis dezvoltarea civilizației umane. Potrivit informațiilor despre ciclurile climatice ale planetei, oferite de cercetările izotopilor stabili din fosilele și ghețurile străvechi, în prezent Pământul ar fi trebuit să se află într-o fază naturală de răcire graduală, premergătoare tranziției către o nouă eră glaciară, care ar fi urmat să înceapă cam peste 1500 de ani. Acest traseu a fost însă deviat odată cu intrarea omenirii în era industrială, la mijlocul secolului al XIX-lea. Astăzi, temperatura medie pe glob este cu 1,1 grade Celsius mai ridicată decât la începutul Revoluției Industriale, iar în zona arctică încălzirea este dublă. Cauza? Arderile de combustibili fosili care încarcă atmosfera Pământului cu o cantitate de gaze cu efect de seră mult peste nivelul normal. Potrivit rapoartelor grupului interguvernamental de experți în evoluția climei, IPCC, fără o acțiune globală de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră, se așteaptă ca temperaturile medii globale să mai crească până la sfârșitul secolului al XXI-lea, în 2100, cu 1,8 până la 4 grade Celsius. Asta ar însemna o creștere de peste 2 grade Celsius a temperaturilor de dinainte de Revoluția Industrială, ceea ce va rezulta cel mai probabil schimbări ireversibile, cu potențial catastrofic pentru viața pe Pământ, așa cum o știm azi. De aceea, guvernele tuturor statelor trebuie să-și alinieze obiectivele și acțiunile climatice, în conformitate cu limita de încălzire globală de 1,5 grade Celsius stabilită prin acordul de la Paris. Intervalul de timp în care mai putem acționa se scurtează cu repeziciune. Dacă nu reușim să frânăm creșterea temperaturii medii globale, reducând emisiile de seră rezultate din activitățile umane, după 2040, schimbările climatice vor conduce deja la numeroase și grave dezechilibre în sistemele naturale și umane deopotrivă. Astfel, deceniul următor este decisiv în a încetini încălzirea globală. Bun, pentru început, v-aș ruga să lămurim un pic gazele astea cu efect de seră. Ele nu sunt întru totul nocive. Planeta are nevoie de acest efect de seră, nu-i așa? Da, și ele au existat în mod natural și existența lor a însemnat și apariția vieții pe Pământ, pentru că au ridicat temperatura la suprafața terestră cu aproape 33 de grade Celsius. Altfel, noi am fi avut, fără aceste gaze în atmosferă, o temperatură medie globală de minus 17 grade Celsius. Practic, n-am fi avut apă în stare lichidă, practic viața și-ar fi făcut foarte greu apariția în aceste condiții. Poate și-ar fi făcut cumva apariția, ar fi arătat cu totul altfel. Practic, așa cum știm noi acum, planeta cu biosfera sa nu ar fi existat. Și atunci vorbim, în cazul intervenției umane, de o intensificare a unui efect natural.
efectul acesta de seră care a ridicat temperatura la suprafață și a permis existența apei lichide, a fost până la urmă amplificat foarte mult de arderea combustibilor fosili și aici s-a întâmplat un lucru care a însemnat un impact foarte mare. S-au scurcircuitat niște cicluri naturale, pentru că există un ciclu al carbonului și dioxidul de carbon care ajungea în mod natural în atmosferă, tot în mod natural era îndepărtat din atmosferă, dar într-un ciclu de sute de mii, de milioane de ani și acest ciclu lung al carbonului făcea să existe un echilibru în așa fel încât să avem condiții care să se schimbe totuși foarte încet și să permită această adaptare cu selecție naturală, cu timp mare de răspuns. Din păcate, omul a ars într-o 200 și ceva de ani combustibil fosil creați de natură în milioane de ani, în sute de milioane de ani. Și atunci vă dați seama că această scurtcircuitare a unui ciclu natural nu are cum decât să provoace... Practic, exact, exact. De aici și rapiditatea cu care se modifică lucrurile și există procese în sistem care se potențează unele pe altele și duc la aceste efecte în cascadă. De aici și urgența climatică și criza climatică pe care o traversăm. Chiar și în contextul depășirii unor recorduri de căldură, apropierea tot mai mult de praguri critice de încălzirea climei, încă mai avem cicloane care aduc valuri de vreme geroasă, de zăpezi consistente. Fapt ce servește de minune ca argument climatoscepticilor, care bagatelizează sau chiar neagă criza climatică prin care trece umanitatea. Vă rog, explicați dumneavoastră, așa se înțeleagă și copiii de grădiniță, de ce extremele de frig nu neagă încălzirea globală, ci din contră o confirmă. Nu neagă pentru că arată inclusiv modelările noastre climatice. Episoade cu condiții severe de iarnă, de exemplu în zona României, vor exista și la sfârșitul secolului în scenarii în care avem încălzire globală semnificativă. Numai că acestea vor fi din ce în ce mai rare, dar dacă vor fi mai rare, asta nu înseamnă că nu pot avea pe durată limitată o intensitate mare și cu un impact mare asupra comunităților locale. De ce? Pentru că în sistemul climatic, cu încălzirea globală, ai o cantitate sporită de energie. Și asta înseamnă o cantitate sporită de căldură, dar și de vapor de apă. Și condițiile acestea, care sunt aduse, de exemplu, de cicloni în anotimpul rece, înseamnă condiții care le exacerbează puterea. Deci, practic, și ciclonii, ca și alte sisteme de vreme, sunt alimentați cu o cantitate mai mare de energie. Numai că tipul acesta de anomalii în care să ai temperaturi scăzute vor fi mai rare. Așa că, per total, dacă faci, tragi o linie, vei vedea că ai întotdeauna pe plus temperaturile, statistic vorbind. Dar, iarăși, statistica e un lucru pe care îl obții din calcul, nu-l percepi și foarte bună a fost introducerea cu distinția între vreme și climă. Omul poate să simte vremea, dar nu poate să simtă clima, pentru că clima iese din calcul, înseamnă o înfășurătoare clima statistică. Da. Exact, exact. Da. Și de aici problema asta de percepție, dar eu cred că a fost depășită deja. Cred că oamenii au început să înțeleagă că încălzirea globală nu înseamnă o încălzire uniformă în spațiu și în timp, nu înseamnă numai încălzire graduală, înseamnă că se modifică toate relațiile în sistemul climatic și atunci inclusiv fenomenele extreme sunt alimentate și ele cu o cantitate sporită de energie, ceea ce le sporește, din păcate, impactul
de cele mai multe ori negativ. Și atunci se înțelege că avem de-a face cu o modificare, o nouă ordine climatică, de fapt, mai bine spus, în locul încălzirii globale. Tendința precipitațiilor în ultimele decenii a fost cumva cantități excedentare de precipitații în intervale scurte de timp și cantități prea mici per total în intervale lungi de timp. România are o serie de factori locali foarte diversi, acești factori locali. Diversitatea de soluri e foarte mare. Ai acest relief cu Carpații care modulează circulația la scară mare, vecinătatea mării, rețeaua hidrografică complexă și poți să ai astfel de aparent paradoxale manifestări, secete și inundații în zone diferite în același timp, dar poți să ai și secete urmate de inundații în același loc. Problema în privința proiecțiilor este că, într-adevăr, mai ales în anotimpul de vară, există o tendință de scădere a cantității medii de precipitații pe întreg sezonul, dar tendința de creștere a intensității precipitațiilor este prezentă peste tot și în toate anotimpurile. Asta înseamnă că vara, când per total ai o diminuare a cantității de precipitații, dar precipitațiile sunt mai intense, vei avea practic distribuite cantitățile mai mici pe episoade scurte și asta iară și o problemă, nu încarcă bine solul, ceea ce înseamnă probleme în agricultură, în gestionarea energiei hidro, dar lucrurile nu sunt, cum să spun, deja de negestionat. Lucrurile se pot gestiona. Mult mai greu va fi de gestionat în zone din jurul Mediteranei, în zone din Spania, din sudul Franței, din Grecia, din Turcia, din Italia, din sudul Italiei și nordul Italiei. Așa că acolo semnalul va fi mult mai puternic decât la noi. De aceea, cu o agricultură inteligentă, cu o economisire rațională, se pot face minuni în zona noastră, chiar în condițiile schimbării climei cu agricultura. Nu trebuie să luăm doar aspectul ăsta catastrofic. Trebuie să ne gândim cum să folosim ceea ce se va modifica în beneficiul nostru și cum să ne dezvoltăm chiar în condițiile schimbării climei, ceea ce se poate. Da. Și cercetarea, din păcate, suferă în toate domeniile în țara noastră. E adevărat lucrul ăsta, dar asta depinde de noi, nu depinde de factorul natural sau factorul, să zicem, antropic global. Exact, exact. Aici e problema, că depinde de noi și de... E problemă. Când depinde de noi, nu prea pare că ne descurcăm grozav. Pe lângă amplificarea fenomenelor meteo extreme, secete, inundații devastatoare, incendii de vegetație, tornade, uragane, încălzirea globală accelerează, a făcut-o deja, și topirea calotelor, topirea calotelor glaciare, așa, o luăm ușor când ne împiedicăm, și creșterea nivelului mării. Efect care devine la rândul în acest cerc vicios o cauză de accelerare a încălzirii globale. Cât de mult s-a schimbat vremea la Polul Nord, că tot suntem acum în perioada foarte asta mult. Moș Crăciun, țara lui Moș Crăciun, vorbim mult de Moș Crăciun. Cum mai e la Polul? Foarte mult, mai mult decât în alte locuri de pe Pământ, pentru că acolo sunt procese care amplifică foarte mult semnalul acesta al schimbării climei. De aceea avem și creșterea mult mai accelerată a temperaturii acolo. Suprafețele acoperite cu gheață sau cu zăpadă din zona polară asigură o temperatură mai scăzută. Cu cât ele se topesc, cu atât se inițiază un efect în cascadă în care suprafețele rămase fără zăpadă absorbă o cantitate sporită de căldură, normal, nu mai reflectă radiația solară directă și atunci se topește în jur și mai mult.
o suprafață și mai mare și crește din ce în ce mai mult suprafața topită și crește și mai mult din ce în ce mai mult cantitatea de căldură absorbită și evident temperatura, și lucrul acesta se accelerează ca un efect în cascadă care modifică foarte mult condițiile. Și vorbim aici inclusiv de gheața marină. În cazul gheții marine, ea înseamnă casa multor specii de alge sau de faună marină, înseamnă și problema urșilor polari care trebuie să înceapă să se adapteze. Se pare, ultimele studii arată că au început să se adapteze la faptul că au din ce în ce mai puțin teren disponibil, pentru că gheața marină se diminuează foarte mult și ea, un efect al încălzirii globale, și s-ar putea să avem în deceniile care vin vara nu oceanul înghețat cunoscut în atlasele noastre de geografie, ci oceanul albastru. Vara să nu mai existe gheață marină deloc în Arctica, ceea ce într-adevăr ar fi o problemă, o problemă locală pentru ecosisteme, dar și pentru comunitățile arctice, dar și o problemă globală, pentru că schimbările din Arctica nu rămân numai în Arctica. E un întreg motor climatic între frigiderul arctic și cuptorul tropical. Ai de-a face cu modificări, cu schimbări și lucrurile astea, dacă se distruge echilibrul, se distruge echilibrul în clima globală. Desăvârșit a fost pe planeta asta, absolut desăvârșit în cele mai mici detalii. Reglat, sigur, în și când sute începe de mii, milioane de ani. Da. Cum va fi ultima săptămână din an? Meteo vorbind acum. Cum va arăta? Da. Cum încheiem anul? Un climatolog întotdeauna este mult mai precaut decât un prognozist. Da, e mult da. Mai rezervat prin însăși natura specificului activității sale, dar putem spune că semnalele ne arată temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit în întreaga țară, și aceste temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit vin cumva și în logica asta climatică a iernilor, care au din ce în ce mai mult perioade cu temperaturi ridicate. E adevărat că sunt și episoade severe, dar asta dar a fost limitat în timp. Acum, de exemplu, iar suntem pe o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal, cu câteva grade, dar mai ridicate. Așa că mergem mai departe, pentru că vom avea o predominanță a unei circulații zonale care se stabilește și începe să se stabilească încă de pe acum și care are o stabilitate destul de mare. Și circulația asta aduce aer mult mai cald de deasupra oceanului spre interiorul continentului, de deasupra oceanului Atlantic, acolo unde e mai cald iarna, și aerul ăsta ajunge pe continent, inclusiv în România, ceea ce ne aduce caracterul mai blând termic. Dar ar fi bine ca toți să urmărim și actualizările pe perioade mai scurte de timp, inclusiv cele cu câteva ore anticipație, așa numitele nowcasting-uri, pentru că ele vin cu precizări foarte importante pentru fenomenele extreme care nu pot fi prognozate cu mult timp înainte. În schimb, ele îți pot da informații mult mai precise și poți să iei și poți să iei informațiile, să te pregătești mult mai bine. Vă mulțumesc mult, doamna Bojariu, a fost o bucurie să fiți alături astăzi în ajun de sărbători și vă mai aștept pe aici cu mare drag mereu. Cu mare plăcere. Și pentru că suntem în ajunul Crăciunului, a venit vremea și pentru o tușă jucăușă. Zic, peste atâtea subiecte serioase, încheiem ediția de astăzi cu un strop de sclipici cu lipici. Despre ce este vorba, vedeți imediat. Pe săptămâna viitoare, sărbători cu bine prețuiți fiecare zi. Oare există Moș Crăciun? Da, Moș Crăciun există. Există! L-ai văzut tu? Da! Thank you.
Cred că da, dar nu l-am văzut vreodată. L-am văzut la bunica a doilea, că a venit la ea. Odată am căzut din pat și am văzut Sania lui Moș Crăciun și Reni zburând pe cer. Când? Când aveam 5-4 ani. În realitate, odată. Dar nu l-am văzut vreodată pe Moș Crăciun. Are ochelari rotunzi și e îmbrăcat în roșu. Are barbă albă și îi place în sanie. Și are un sac cu cadouri. Moș Crăciun aduce cadouri. Așa e tradiția mea. Cum se deplasează Moș Crăciun la emisfera sudică? Zboară! Ai aripi? Nu, renii magici. Știu eu! Are un praf magic! Păi nu trebuie să arunce, pentru că Sania lui Moș Crăciun zboară. Din alt mod, nu mi-am închipuit cum s-ar putea. Cum oare se duce el când se duce la copiii din țările calde? El are un dulap plin cu haine, care arată toate la fel. Aceleași, doar că sunt ordonate de la cele mai grose la cele mai subțiri. Are peste 10.000. E îmbrăcat doar în chiloți. M-aș îmbrăca în costum de baie și aș ajunge acolo cu parașuta sau cu balonul cu aer cald. Da, și tu vrei să te îmbraci, și tu ai vrea să te îmbraci în costum de baie, să-ți îmbrătești barba și să zbori cu balonul cu aer cald. Da, la Hawaii merge în costum de baie. Dar oare are reni Sania lui Moș Crăciun? Moș Crăciun are 7 reni. 6? Da, nu, eu cred că 7. 3 pe parte, 3 pe parte. Rudolf stătea în față. Ție-ți place zăpada? Da. De ce? Dacă poți să facem o ameni de zăpadă, să te bagi cu un pulgăr să mănânci zăpadă, dar asta nu vorbim despre ea. Din Crăciun îmi place să fie nu multă zăpadă. Extrem de multă. Pot să modelez și pot să fac orice vreau de mea. Pot să fac bulgări, pot să fac azimate. Mi-e place cel mai mult să fac azimate. Crăciun fericit! Crăciun fericit tuturor! Bună ziua! Astăzi o să vorbim despre știri de Crăciun. La revedere!